Bine v-am regăsit la România via Cluj. Se spune că în spatele unui bărbat puternic se află o femeie puternică. Ei bine, încercăm să aflăm astăzi dacă stilul primelor doamne ale României de până acum este unul corect, incorect, adaptat, neadaptat la ce se întâmplă. De la Gina Butiuc, designer, vestimentar și consilier de imagine. Bine ai revenit la noi, Gina! Bine v-am regăsit! Te rog frumos, spune-ne, te uiți cu atenție la cum se îmbracă primele doamne din România? Cu siguranță, toți cred că urmărim și aspectul acesta. Și așa, înainte de a trece la o analiză foarte concretă asupra imaginilor pe care le-am pregătit pentru cei care ne urmăresc, cam care este concluzia, există vreo concluzie generală, că se îmbracă bine, se îmbracă prost, sau trebuie fiecare caz studiat în parte? Cred că e mai bine să discutăm punctual. Sunt câteva exemple. Prime doamne au fost puțin mai absente, deci foarte multe nu vom putea avea de spus. Ai foarte mare dreptate, când am căutat să facem selecția de fotografii cu primele doamne cu primele doamne ale României. Bine, nu mă refer la Elena Ceaușescu, ci după 1989. De exemplu, pentru doamna Nadia Constantinescu am găsit o singură fotografie. La Nina Iliescu am mai găsit câteva, cred că trei. În schimb, la ultimele doamne am găsit foarte multe, deci avem ce discuta. Vă invităm să vă uitați la noi ce vom povesti despre aceste doamne și vom face și o comparație cu prime doamne din America. Așa este. Bun, atunci haideți să vedem primele imagini. Iată, aceasta este Nina Iliescu. Ce spui despre stilul dumneaei? Doamna Iliescu are o oarecare eleganță specifică vârstei și vremurilor respective, însă cu siguranță nu este la prestanța și rafinamentul de primă doamnă. Dumneai oricum a fost o prezență extrem de discretă sau mai degrabă a fost absentă în peisajul politic. Deci nu întâmplător au găsit puține fotografii pentru că au fost făcute puține fotografii. Cu siguranță. Iată, și aici este îmbrăcată într-un palton cu o eșarfă. Da, este corect îmbrăcat. Paltonul acela este dintr-o stofă de o calitate excepțională. Însă pot să presupun că discreția ei ca și prezență ar putea să aibă ca și motiv impactul, reticența românilor față de prezența primei doamne de dinainte de 89. Adică ajunseseră la un fel de intoxicare prin atitudinea Elenei Ceaușescu și pot să presupun doar că doamna Iliescu nu a dorit să fie vizibilă, nu a dorit să atragă asupra ei resentimentele pe care le aveau românii în raport cu Elena Ceaușescu. Este foarte posibil să fie așa cum intuiești. Mergem mai departe și vedem alte câteva imagini cu prime doamne. Iată, aceasta cred că este printre foarte puținele fotografii în care o putem vedea pe Nadia Constantinescu și nu putem trage concluzii dintr-o singură fotografie. Este soția fostului președinte al României. Ei, acum trecem deja la o altă categorie. Doamna Maria Băsescu. Bine, mie îmi place fotografia asta și pentru gestul respectiv, dar aici este îmbrăcată într-o cămașă cu flori, văd eu bine, și o fustă. Da. Ce putem spune? Este anost îmbrăcată, însă nu trebuie neapărat să fie spicy o primă doamnă, dar trebuie să aibă stil.
referitor la bluza ei, nu aș avea prea multe de spus, ar putea să fie ok și corectă. Am ceva important de spus referitor la lungimea fustei și modul în care își ține picioarele, care este total nepotrivit. În primul rând, o fustă atât de scurtă și strâmtă nu trebuie să facă parte din ținuta unei personalități feminine expuse. După aceea, atunci când te așezi și porți o fustă scurtă și strâmtă, trebuie să ai o altă poziție a picioarelor. De exemplu, picior peste picior? Nu neapărat picior peste picior, cât picioarele încrucișate de la genunchi în jos, ușor înclinate, astfel încât unghiul asupra picioarelor să nu fie atât de direct. Bun, mergem mai departe să vedem o altă ipostază. Trebuie menționat faptul că, exact cum povesteam înainte de emisiune, oricine, nu este vorba doar despre o primă doamnă, oricine care dorește să-și aleagă o ținută corectă trebuie să țină cont de mai multe lucruri. În primul rând, vestimentația se lege în funcție de constituția fizică, de conformația pe care o ai și de fizionomie. După aceea, la fel de important este statutul. La fel de important este evenimentul, contextul căruia îi este destinată ținuta respectivă. Și timpul zilei. Și nu în ultimul rând momentul din zi, pentru că ar fi cu totul nepotrivit să abordezi o ținută de seară, super accesorizată, la un eveniment care are loc în prima parte a zilei. Că văzusem fotografia anterioară acesteia, uite, am trecut deja la Hillary Clinton cam repede, dacă pot da colegii la cea anterioară acestei fotografii, era Maria Băsescu alături de un alt cap încoronat, nu mă țin, cred că e Spania, dar s-ar putea să greșesc. Aici era un eveniment foarte formal. Rochia doamnei Băsescu nu este potrivită pentru un eveniment formal. Așa, de ce? În primul rând, croiul nu este potrivit. Nu știu dacă existau restricții de culoare, însă tind să cred că este un eveniment la care nu avea ce căuta nici culoarea aceea, dar în primul rând croiul rochiei este nepotrivit. Bun, mergem mai departe cu o altă fotografie. Un moment, da. În imaginea aceasta, doamna Băsescu are un aer ca pe stradă în aceasta. În aceasta. Da. Totul este ca pe stradă. Pare o bluză comună, care este dintr-un material lucios. Părul este nearanjat, chiar și un păr scurt trebuie să fie aranjat pentru a aduce stil în imagine. Bun. Și avem acum următoarea imagine cu... aici era o ținută de zi, probabil la un eveniment public, în care și însoțea soțul la vremea respectivă, probabil președintele României, a primit un buchet de flori, un sacou galben, cu o tăietură mai interesantă. Nu este clasic. Da, cred că este un complet, cred că are și o fustă. Da, ai dreptate. Din același material și aceeași culoare. E o ținută de zi destul de ok. Nu-mi dau seama ce eveniment putea să fie, însă și costumul președintelui este unul de zi, clasic. Aici nu am obiecții. Bun, atunci mergem mai departe. Să vedem cine urmează. La rând, am trecut oceanul, uite așa, dintr-o dată. Ei bine, ce ne spui despre Hillary Clinton, care pe lângă faptul că a fost prima doamnă, a mai ocupat și alte funcții publice, a fost secretar de stat, o doamnă de fier și care a și candidat pentru președinția, după cum știi, împotriva lui Donald Trump. Ei, cum se îmbracă aici? E ok acest compleu? Este foarte ok. În totdeauna Hillary Clinton are o vestimentație foarte corectă, potrivită, care transmite putere. Ea este o femeie puternică,
nu doar prin prisma pozițiilor pe care le-a ocupat, dar prin caracter. Este o femeie puternică. Nu încearcă să suavizeze imaginea aceasta, deși deseori în vestimentație, cum putem să observăm și în imaginea aceasta, are accesorii foarte bine alese, dar care, deși sunt rafinate și ele emană putere, uitați-vă la brățara pe care o are, uitați-vă la colierul pe care îl are, adică nu sunt acel tip de accesorii super feminine. A, bun. Era să te întreb ce semnifică lanțul, dar după m-am oprit la timp. Mergem mai departe. Să vedem tot Hillary Clinton, un... Da, aici... Tepit. Da, aici este genul de stofă Chanel, cum o cunoaștem. Sigur. Aici a ales niște accesorii mai feminine. Mai feminine, da, perlele întotdeauna suavizează, da, ținuta. Asta este o poză oficială în care este îmbrăcată într-un sacou albastru și are la gât... Din nou, un colier minimalist. Dacă putem ruga pe colegi să scoată puțin burtiera ca să și vedem mai bine, se vadă un pic mai bine cum... A, așa, mulțumesc frumos! Aici totul este minimalist în ținuta ei, tocmai pentru că este o postură extrem de oficială, este o fotografie cu steagul în spate. Aici nu erau potrivite niște bijuterii, cum au fost în prima imagine, extravagante. Totul este foarte discret, a adus nota aceea de culoare prin bluza complementare, chiar, da, chiar am remarcat acest lucru. Dar este o imagine foarte corectă. Corectă. Dar să fim serioși, dacă acolo nu există consilier de imagine, da, asta am vrut să te întreb, ești sigură că se facă singure? Uite, legat de acest sacou, chiar am vrut să te întreb, am găsit cel puțin două fotografii în care Hillary Clinton poartă acest sacou, care are trei culori, bine, dacă roșu și, dacă albul și negru sunt considerate culori, pe care de această dată l-a accesorizat, mie, un necunoscător, mi se pare mai puțin potrivit acel colier. Dar vei vedea mai târziu în montaj acest sacou fără aceste accesorii. Să vezi ce mare diferență este. Da, acum depinde destul de mult de context. Probabil a vrut să dea o notă relaxată ținutei respective și să nu uităm că uneori persoanele de la acest nivel au o multitudine de întâlniri și evenimente într-un interval foarte scurt de timp unde poartă aceeași ținută și pot să transforme sau să adapteze ținuta respectivă doar printr-un accesoriu și atunci este ceea ce au la îndemână. Merge mai departe la următoarea imagine să vedem. Iată. Aici este un sacou. Tot sacou este, dar este cu un motiv foarte interesant. Cum ți se pare? Din nou, este o imagine puternică. Totul emană putere. Când este vorba despre Hillary Clinton, cuvântul care descrie cel mai bine întreaga ei imagine este puterea. Cu alte cuvinte, nu-și cere scuze nici măcar prin îmbrăcăminte. Dar totul, postura, expresia feței, gesturile, totul emană putere. Și aici vedem un colier din perle care însă prin extravaganța pe care o are, din nou nu este colierul standard feminin de perle. Da, într-adevăr sunt niște perle alungite mai speciale. Așa. Nu este fotografia de care te avertizam că se repetă, este un alt sacou, tot albastru. Da, cred că sunt unele situații în care doamna Clinton abordează albastrul acesta deschis pentru a-și umaniza imaginea.
colier de mari dimensiuni. E deosebit de prețios. Da, asta vreau să spun, că nu orice pune la gât. E, aici este un... Din nou, top class, nu știu ce este, un... Este un sacou, dar cu o tăietură mai deosebită. Deci, foarte mult stil în ținutele ei. Deși sunt simple, în general sunt foarte simple, dar există extraordinar de mult rafinament. Mergem mai departe să vedem... uite, de ce îți povesteam? Același sacou cu albastru, negru și alb... Care e neaccesorizat de această dată? Da, mi se pare că o prinde mai bine varianta neaccesorizată. Oricum, este cu un pattern complex, cu un model mai complex decât ceva uni. Da. Deși s-ar putea ca intenția să fie de a-i umaniza imaginea, adoptarea acelei nuanțe de albastru deschis, efectul, nu știu dacă într-adevăr este chiar acela, pentru că îi evidențiază foarte bine nuanța metalică a ochilor, care este foarte rece și chiar la limita cruzimii. Deci, nu a fost chiar o alegere potrivită la capitolul. Dar nu știm exact contextul. Contextul și nu știm exact obiectivul, tipul de mesaj pe care dorește să-l transmită. Ferm, dar uman. Da, am înțeles. Da. Bun. Colegii mei ne-au ajutat să vedem un pic următoarea imagine. Am revenit aici, în România, la actuala prima doamnă, și anume la Carmen Iohannis. În această fotografie se află de președintele Franței Emmanuel Macron și de soția acestuia, într-o fotografie semi-oficială, ca să spun așa, deci nu este chiar la un panou, este o fotografie făcută în public, la un eveniment public. Cu siguranță, cuplul Iohannis a adus o notă foarte fresh în imaginea pe care cuplurile prezidențiale românești au construit-o până acum. De la bun început am avut impresia că cei doi cumva încearcă să copieze vibe-ul pe care cuplul Obama îl au, prin felul în care se țin de mână, atitudinea pe care o au, o anumită lejeritate care le iese sau nu prea le iese. Cam asta a fost impresia mea de la bun început. Și legat de această fotografie, ce ne poți spune? Cum este rochița primei doamne? Este potrivită pentru acest context? Din nou, haideți să ne uităm puțin și la lungime, că știu că în acest context contează dacă ne pot ajuta colegii noștri din nou. Așa, mulțumim frumos. Deci este deasupra, exact deasupra genunchilor. Doamna Iohannis și-a construit un brand personal din a da în bară cu ținutele sale și din sfidarea normelor de etichetă. Deci este posibil să nu consulte să nu aibă un consultant de imagine sau să facă intenționat, una din două. Aici nu știu exact. Cred că mai degrabă doamna Iohannis este propriul ei consultant de imagine și preferă să facă lucrurile cum crede dumnea ei, chiar dacă își alege ținute de la un designer. Dar sunt destul de sigură că nu are un consultant de imagine pe care să-l și asculte. Prima dată când mi-ai spus că doamna Iohannis o mai dă în bară, m-am gândit la lungimea rochițelor purtate. Dacă pot colegii să continuăm cu următoarea imagine, să vedem dacă tot pe ea o avem în cadru. Aici nu se vede. În prima imagine, cea cu rochia albastră, într-adevăr, rochia este prea scurtă. Eticheta spune că la nivelul respectiv, în contextul pe care îl presupun întâlnirile la acel nivel, trebuie să acopere genunchii. Ai văzut că nici prima doamnă a Franței nu era cu genunchii acoperiți. Da, însă acum nu vorbim despre prima doamnă a Franței, care
Și ea este un brand în sine. Din același motiv. Din același motiv, dar acolo este un cumul de sfidări ale etichetei. Deci aceea este un alt tip de discuție. Bun. Aici fotografie oficială, nu se vede chiar toată fotografia, dar este chiar tot așa lângă steagurile Uniunii Europene. Ce spui despre decolteul doamnei? Primei noastre doamne. S-ar putea să fie una dintre imaginile la care s-am cel mai puțin de comentat. Okay. Sigur, mergem mai departe, nicio problemă. Avem și exemple bune și mai puțin bune. Asta este o poză mai veche. Este chiar de la începutul mandatului președintelui. Deci, să mergem înapoi. Mergem puțin înapoi? Dinainte, da. Rochia de dantelă nu are ce căuta în contextul respectiv. Rochia atât de scurtă și cutiv, neuniform, nu are ce căuta în contextul respectiv. Dar pentru vârsta doamnei are? Nu m-aș lega neapărat de vârsta ei, pentru că, să spunem că în contextul societății românești, femeia trecută de 40 de ani este un subiect foarte delicat. Noi oricum nu putem să spunem că avem o cultură a imaginii femeii în poziție publică, într-o postură publică, într-o funcție importantă. Nu avem o cultură în sensul ceea acesta. Ceea ce explică foarte mult modul în care se îmbracă aceste doamne pe care noi le comentăm, da, astăzi. Da, este vizibil, este, să spunem, axiomatic. După aceea, dacă femeia respectivă a și trecut de vârsta medie, automat este atacabilă și prin prisma acestui detaliu. Bine, românii mai au și talentul, între ghilimele, de a se auto-îmbătrâni cu un anumit stil de îmbrăcăminte, mai așa ales este, femeile. Așa este. De aceea nu trebuie neapărat să presupunem că dacă o femeie a trecut de 40 de ani, ea trebuie să se îmbrace ca o femeie bătrână. Dar știu nici ca o fetiță de 15 exact, ani. Exact. Știu că în societatea noastră se consideră că femeia trecută de 40 de ani ar trebui să se ascundă și să nu mai existe. Eu nu sunt de acord Gina, cu opinia asta. Gina, nici eu nu sunt de acord, nu mă înțelege greșit. Așa. Însă există și aici. Femeia trecută de 40 de ani nu face excepție de la regulile pe care le-am enunțat înainte. Exact. Deci trebuie să aleagă vestimentația în funcție de criteriile enunțate anterior. În imaginea... Nu, sau, cu imaginea aceea nu am terminat. Înapoi, haideți înapoi la imaginea cu rochița de dantelă a primei doamne a României. Asta e. Ciorapi lucioși, ciorapi prea deschiși la culoare. Adică, într-un astfel de context, trebuie luat dres de culoarea pielii mediu, nici prea deschis, nici prea închis, mediu. Doamna Iohannis iarăși s-a evidențiat prin alegerea foarte greșită a dresului în contextul evenimentelor la care a participat și a devenit memorabilă apariția ei cu dres de culoarea pielii la înmormântarea regelui. Un moment de doliu în care trebuia să fie îmbrăcată din cap până în picioare în negru. Exact, și unde eticheta este extrem, extrem de clară, nu ar fi trebuit să facă greșeala aceasta. Am o întrebare legată chiar de asortarea, să zic așa, a ciorapului la pantof. Există vreo regulă dacă ai, de exemplu, pantofi de culoare închisă să iei și ciorapul de culoare închisă sau nu există sau nu are nicio legătură? Depinde de pantof, restul ținutei, momentul din zi, constituția fizică, pentru că la un picior foarte gros nu recomand niciodată un dres negru, pentru că prin definirea foarte clară a limitelor creează un centru de interes pe picioare și atunci arată piciorul la grosimea reală. Culmea că negru se știam că subțiază. Negrul subțiază în anumite situații, negru nu face magie.
Asta mi-a plăcut cu negru, nu face magie. Iar tot la ținuta care era în discuție mai înainte, o poșetă neagră la o ținută de culoare deschisă e total, putem să o vedem total din nou, nepotrivit. Plus o remarcasem așa numai fugitiv acea poșetă, dacă ne pot plus ajuta. Plus că în postura respectivă ar fi putut foarte bine să nu aibă poșetă. Uite, ia uite-o. Adică este în interior, este la un eveniment solemn, da? Putea să nu-i trebuia poșeta. Da, după cum am precizat la început, această fotografie a fost făcută foarte la începutul mandatului președintelui. Nu se vede complet în fotografie, fiind mult mai înaltă domnul Iohannis, dar este mult mai tânăr. De aceea am tras concluzia că este de la începutul mandatului. Aș fi fost curioasă cu ce este încălțată doamna Iohannis aici, dar aproape că aș pune pareu că are pantofi de culoare neagră, ceea ce din nou... Putem să răspundem după ce găsim fotografia întreagă. Putem să mergem mai departe să vedem cum se mai îmbracă. Iată, această fotografie, cum ți se pare? Bine, ziua Marinei. Ca să explicăm puțin contextul, 15 august, ziua Marinei, un eveniment în aer liber. 15 august, am zis bine, da. Sfântă Marie și ziua Marinei. Dumnezeu a încercat acolo să aibă un aer marinăresc prin chestiile acelea aplicate la... Albastru și alb, combinația de albastru da, și alb. Însă rochia este ca o rochie de plajă sau de picnic, adică poți să fii casual, dar să ai eleganță în același timp. Ceea ce îi lipsește doamnei Iohannis în mod flagrant, ei îi lipsește, cred că, prin structura ei. Este simțul stilului. Acesta poate fi inoculat doar dacă îți dorești foarte mult să înveți detaliile acestea și aplici matematic indicațiile unui consultant. Sunt oameni care se nasc cu simțul stilului și care fac o ținută memorabilă din nimic și oameni care derapează permanent. Pentru aceștia, soluția este să aplice riguros scheme. Bun, mergem mai departe. Dacă putem să vedem și coafura ei în imaginea de la ziua Marinei, îmi cer scuze, s-a vrut a fi relaxată, dar era se vede că este aranjat, dar aerul de relaxat nu a ieșit. Bun, mergem și la următoarea fotografie pe care am văzut-o puțin. Iarăși o întâlnire dintre Macron și Iohannis. Deci, doamna Macron este impecabil îmbrăcată. De data aceasta, că data trecută era puțin cam scurtă fusta. Da, dar totuși doamna Macron are un simț al stilului înnăscut. Pe de altă parte, se vede că are experiența vestimentației de designer, are experiența evenimentelor publice, da? Ea se simte relaxat abordând ținutele respective. Doamna Iohannis are aici o rochie ca de botez, de naș. Patternul acelei rochii îmi amintește, nu știu, de satenul din care se confecționează așternuturile de pat sau ceva de genul. Am văzut că are un apetit pentru diverse tăieturi în zona umerilor, a mânecilor, care complică într-un mod de prost gust ținuta. O ținută trebuie să aibă eleganță prin simplitate și eventual un detaliu care să-i aducă o notă deosebită. Oricum, pe doamna Iohannis o ajută și figura, linia... Uite, este o fotografie... Acum trecem de la una alta. Este o fotografie foarte veche aceasta. Cred că este de când era doar primar. Așa, și iată o altă fotografie cu o rochiță cu sandale, o rochiță cu nu știu ce accesoriu, floricele la gât. Deci dacă nu ar fi avut acele trei aplicații la gât, rochia aceea ar fi fost bună. O rochie, sigur. Okay. Iarăși, rochie din dantelă, albastru deschis,
lungimea este mult deasupra genunchiului. Da, deci aici este ea însăși. Da. Deci e consecventă, nu asta e. Nu asta. Da. Iată, în prezența Melania Trump, care are rochia de frumos, să te uiți, o palmă peste genunchi. Da. Deci, doamna Iohannis are o siluetă suplă. Își permite să adopte un aer tineresc prin prisma siluetei. Însă, fața ei trădează vârsta. Și atunci, ceea ce îmi vine acum în minte, nu e foarte academic, dar este o expresie a străzii care spune din spate liceu, din față muzeu. Deci, se potrivește? Cam asta este ceea ce îmi sugerează. Adică totuși în ciuda faptului că este o vârstă sau alta, totuși trebuie adaptată puțin ținuta și la... Ținuta aceasta nu este greșită. Doar că, din nou, nu are noblețe. Nu are rafinament. Nu mai vorbim despre păr, care este... Aici, îmbrăcată în mov, cred că a fost, dacă nu mă înșel, această fotografie a fost făcută la vizita papei, dar nu când s-a întâlnit cu papa, ci când a participat la slujba de la, s-ar putea să mă înșel, dar totuși eu așa țin minte, că atunci a fost îmbrăcată în mov când a participat la slujba de la Catedrala Sfântului Iosif. Aceasta este o ținută ok. Corect. Și culoarea este aleasă ok în contextul ăsta. Dar ok. Iată, o altă ipostază a primei doamne. Rochiță din voal, văd eu bine? Da, aici cred că a vrut să-și amintească de banchetul de la absolvirea liceului sau ceva de genul acesta. Uite, că povesteam înainte de emisiune despre cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu papa. Și eu foarte șocată că mi-ai spus că nu este îmbrăcată corect. Te rog frumos, explică-ne ce a greșit. Păi, culoarea. Culoarea. Exact. Deci, din nou, când are loc o astfel de întâlnire, o astfel de vizită, trebuie să te pregătești, să citești, să te consulți. Rochia putea fi mai lungă. Ei, a făcut un efort că a trecut de genunchi. Da, uite. A făcut un efort, dar nu are suficient. Nu are decolteu, iar așa, da, a făcut un efort. Da, dar rochia... Știi ce mi-aduce aminte această fotografie? Ca de situația în care la o nuntă mai vine cineva îmbrăcată, mai vine o domnișoară îmbrăcată în alb. Da, așa e. Bun, iarăși este fotografie oficială la un... Da, din nou, ca o ținută de nuntă din anii 80, ținuta de mai înainte cu bolerouul acela. Bolerou foarte scurt? Foarte scurt, dar combinația, croiul, sunt anacronice. Adică doamna Iohannis trebuie adusă în secolul 21, în 2019. E cu 2-3 decenii în urmă, probabil, din punct de vedere vestimentar. Probabil că de atunci datează și... vestimentația respectivă, când s-a mutat la Cotroceni. Aici este tot întâlnire cu... Mamă, câte întâlniri au fost cu Macron și fotografiate cu primele, okay, doamne. Deci, ținuta asta este ok. Este un paltonaș albastru. Din nou, un brocard comun. Nu are nicio noblețe ținuta aceasta. Aici o rochiță albastră, scurtă, voal, poate asortată cu cravata domnului președinte. Da, pentru că este, cum să spun, maxim ceea ce știm sau putem în materie de potrivire între parteneri.
Aici, iarăși, este prima doamnă a Franței cu prima noastră doamnă. Știu că fotografia aceasta a fost foarte mult discutată. Comentată. Da. Putem să revenim puțin la ea? De ce a fost comentată și... Păi, în primul rând, s-a vorbit foarte mult despre genunchii celor două prime doamne. Deși doamna Macron, cred că are cu vreo 20 de ani în plus față de doamna Iohannis, nu? Nu știu exact, dar oricum este vizibilă o diferență totuși de vârstă. Să spunem că genunchii doamnei Macron pot fi arătați. Da, par mai bine întreținuți. Par mai bine întreținuți, picioarele sunt bine tonifiate. Da, cred eu, și s-ar putea să nu mă înșel, că doamna Macron poartă un ciorap deschis la culoare, pe când doamna Iohannis nu poartă nimic. Bine, cu sandale nici n-ar fi putut, dar nu poartă nimic. Da, deci e, exceptând sandalele care nu le vedem, dar poate că sunt cu o tentă ușor elegantă, ținuta e din nou ca de picnic. Deci nu pentru un eveniment oficial? Da, din inul acela cu broderie sau nu știu exact. Foarte nearanjată la cap. Tot timpul este foarte nearanjată. Iată, la cap. Am revenit la o fotografie cu familia Trump. Este destul de recentă această fotografie. Am vrut să te întreb despre această rochiță. Ce părere ai a doamnei Iohannis? E o rochie de prost gust. Prin culoare, prin... Culoarea este royal blue. Este royal blue, dar... materiale lucios, pe culoarea aceea trimite spre chici, deci primul lucru pe care îl vezi când este acolo, ce simți, este ideea de chici. Accesoriul strălucitor pe un material lucios, într-o culoare vibrantă, din nou susține... Ca să zicem așa, too much. Too much. Too much. E, am trecut un picuț la altă categorie. Este vorba de majestatea sa, Margareta. Te întrerup puțin. Oare avem imagini cu cuplul Obama? Da, okay. Avem și cu cuplul. De fapt, nu apar cu cuplul Obama, ci cu Michelle. Avem și cu Michelle, dar vor veni la un moment dat, le-am amestecat pentru elementul surpriză, amestecat. De aceea suntem acum la Margareta. Trebuie frumos să-mi spui ce părere ai despre majestatea sa. În cazul majestății sale este evident originea, educația, obișnuința de a se afla în poziție oficială. În poziție oficială, de a fi expusă, de a fi mediatizată, nu are aerul acela că s-a străduit sau că se îmbarcă pentru prima dată. Exact. În mod... este natural totul, adică noblețea și distincția, rafinamentul sunt naturale, sunt implicite. Mergem să mai vedem câteva imagini, dacă pot colegii să ne ajute. Aceasta era prima selectată de noi. Aceasta a fost făcută în Parlament. Perlele, a fost destul de scurtă. În majoritatea ținutelor majestății sale este extrem de vizibilă din prima simplitatea croiului, simplitatea ținutelor, o accesorizare prețioasă, dar discretă. Sunt câteva imagini, sunt câteva situații în care abordează imprimeuri opulente, însă întotdeauna potențiază, contrabalansează prin detalii extrem de discrete. Se vede că are simțul stilului și simțul măsurii, știe foarte bine ce, cât, cum, când să mixeze. Unde și cum. Uite, în această fotografie se află într-o la Peleș, într-un moment foarte oficial, pentru că poartă și nici nu știu cum se numesc. Eșarfă, cordon, nu știu exact, dar știu că are o anumită funcție, are o anumită semnificație. Este un însemn. Este un însemn, așa, asta este cuvântul. Aici, pe care remarcăm rochia într-o culoare vibrantă, puternică, însă este un material mat,
un croi simplu, da? O accesorizare discretă. Asta pentru a face paralela cu rochia albastră a doamnei Iohannis, pe care am comentat-o puțin mai devreme și unde am enunțat de ce este prea mult. Bun, mergem mai departe să vedem. Aici era la un eveniment monden. A primit un... o rochie neagră, lungimea potrivită, pantofi, stiletto, regulamentari, în partea de sus a rochiei anterioare, un material prețios, dar discret, care aduce exact acel aer de noblețe necesar. Aici, din nou, o rochie neagră dintr-un material. Este într-o întâlnire cu Viorica Dăncilă. Deci, în acest moment, majestatea sa... Da, aici expresia feței dumneavoastră. Zice totul. Foarte mult. Bine, și perlele nelipsite. E, uite, aici vreau să te întreb dacă îți place sau nu-ți place, dacă se pare potrivit această rochiță care are... nu știu cum să numesc exact. Da, aici este o rochie dintr-o tantelă puternic accesorizată. Personal, nu sunt un mare fan al acestui tip de material, însă probabil evenimentul cerea ceva opulent. Cumva văd nepotrivite perlele la ținuta aceasta. Adică prea multe, da. De prea multe feluri. Trebuia să fie mai puțin. Iarăși, fotografia oficială în fiecare an. Foarte frumoasă. Familia Regală face un set de fotografii oficiale pe care după aceea le folosesc într-un calendar. Aceasta chiar a apărut într-unul dintre calendarele familiei Regală. Bine, tiara este cea a reginei Elena. Cea de dinainte, o fotografie extraordinar de frumoasă, dacă putem să revenim la ea, impecabilă, impecabilă ținuta amândurora, prestanță, distincție, noblețe, rochia majestății sale are și un foarte subtil aer de feminitate prin mânecile semi-transparente, zâmbește frumos, ceea ce este mai rar în cazul ei. Are o anumită austeritate, sobrietate în atitudine. Îmi place foarte mult fotografia aceasta. Este frumoasă și studiată, de altfel. Da, sigur. Nu știu dacă știi, există un fotograf oficial al Casei Regale, se numește Daniel Angelescu, care de obicei face aceste fotografii superbe. Nu știu dacă și aceasta a fost făcută. Dar... și contează foarte mult pentru comunicarea între cei fotografiați și fotograf, pentru ca imaginile să iasă bine, adică... Sigur că da. Este o fotografie mai veche și de pe vremea când majestatea sa, regele Mihai, trăia, cu un sacou cu... sunt aplicații acolo, nu erau... Da, este un sacou gen redingotă, cel pe care așa îl poartă principesa, dar în imaginea anterioară remarc asortarea pe care regele a făcut-o între două tipuri de carouri, cravata cu care și... ești de acord? Da, da. Dar acest tip de alăturări le ies celor care au simțul stilului în sânge. Deci, de ce merge în acest deci caz? Nu recomand așa ceva unei persoane cu simțul doamnei Iohannis, de exemplu. Am înțeles. Aici, în Parlamentul României, Margareta îmbrăcată... Extrem de simplu. Noblețea acestei imagini este dată de atitudinea ei. Și are și o mică broșă, dacă ai văzut. Da, care are o prețiozitate. Ia uite la cererea publicului și a invitatului, ce avem aici? Pe Michelle Obama. Așa. Perle, dar perle puse pe un croi modern. Exact. Doamna Obama știe foarte bine să îmbine stilurile.
să mixeze elemente clasice cu ceva ultramodern. Aici rochia sau bluza este ultramodernă dintr-un dintr-o textură modernă. În mod normal am zice că perlele nu au ce căuta acolo, însă uite că au ce căuta chiar foarte bine. Dar atitudinea ei este de așa natură, ea este de așa natură încât poate să facă astfel de asociere. Aici era la o emisiune, ca să înțelegem contextul, aici era la o emisiune în care... Din nou, o culoare vibrantă pe un material mat, da? Pentru a evita ideea de kitsch. Da, doar un pic centura este... Doar centura, da, care punctează foarte bine, are catarama aceea, nasturi multipli la manșetă, topul paietat, foarte ok. Îi plac perlele, dar le folosește într-un mod nu clasic, nu pot să spui că le folosește clasic. Din nou la o emisiune cu un imprimeu, deci nu era într-o poziție... Nu era într-o situație de oficială, publică. O rochie foarte extravagantă. Da. Dar care este și clasică în același timp. Care are acel decolteu extravagant, dar nu este deplasată. Este o limită foarte subțire între cele două. Exact. Exact. Ei, mie îmi place foarte mult această fotografie. Spune-mi, te rog frumos, care dintre primele noastre doamne ar fi putut să facă astfel de fotografie este, sau să nu mai întreb așa ceva. Și să iasă bine, în sensul ăsta, că pot să facă fotografie, dar să le iasă bine. Am fi avut o potențială doamnă președinte care a avut ședințe foto în posturi mult mai hot decât această fotografie. Da, dar nu cred că au ieșit la fel de bine, nu știu de ce. Știu la cine te refer la Elena Udrea. Exact. Aici este senzuală, dar este de bun gust. Și fotografia este foarte reușită, ea e frumoasă, atitudine, tot ce contează. Da. De fapt, uite. În fotografia anterioară, primul lucru pe care eu îl remarc este zâmbetul și abia apoi umărul dezgolit. Aici o comparație între patru ținute ale Melaniei Trump. Toate sunt, niciuna nu este scurtă, da, trebuie să remarcăm. Dar și, din câte am văzut, nici ei nu iese chiar întotdeauna. Nu iese chiar întotdeauna, cum să fim serioși, oricine mai are și zile mai proaste, dar doamna Trump are un simț al stilului extraordinar. A fost fotomodel. Exact, o ajută foarte mult și fizicul, însă știe foarte bine să aplice toate secretele de stil, dar să respecte și eticheta în același timp. Care în acest context al noi posturi în care se află chiar este foarte important. Cea cu pălăria, cum ți se pare? Cea cu pălăria este foarte frumoasă, dar poate că este puțin prea fashion pentru... Pentru poziția de prima doamnă a Statelor Unite ale Americii. Da, dar nu știu exact în ce context a fost. Am mai văzut aia unele ținute care sunt puțin prea fashion pentru... Uite că tot... pălării. Am ales eu două fotografii în care Melania Trump poartă pălării. Cu siguranță, doamna Trump are o identitate vestimentară foarte clar definită. Și chiar a încercat la un moment dat să nu arate prea mult decolteu, să nu arate genul. Da, ea are un trecut pe care încearcă să îl facă uitat și atunci probabil că și încercările acestea de a aduce notă de austeritate în ținuta ei se subscriu în tendința asta. Gina, acum la final eu vreau să te rog să rememorăm trei lucruri foarte, foarte importante pe care trebuie să le ia în considerare oricine își alege orice ținută pentru o anumită situație. Trei lucruri. În primul rând, să ții cont de fizicul tău, în primul rând. După aceea,
de eveniment și de momentul din zi. Îți mulțumim foarte mult pentru toate ideile și toate sfaturile bune pe care le-am auzit astăzi de la tine și te mai așteptăm la noi. Mulțumesc!